Recenta vacanță forțată de 2 săptămâni cauzată de numărul mare de cazuri de COVID-19 înregistrate în întreaga țară a dus la apariția unor modificări în structura anului școlar 2021-2022. Astfel, școala se va încheia tot pe 10 iunie, cu vacanța de primăvară rămasă în perioada 15 aprilie-1 mai, iar orele pierdute în cele 2 săptămâni vor fi recuperate până atunci. În acest sens, cursurile se vor relua după sărbătorile de iarnă pe 3 ianuarie, cu 7 zile mai repede decât era prevăzut inițial, iar din structura anului școlar în curs va dispărea săptămâna altfel. Pentru recuperarea acestor 2 săptămâni care au avut loc în perioada precedentă, s-a modificat într-adevăr structura anului școlar, astfel încât primul semestru se va încheia în data de 14 ianuarie. Vacanța de iarnă, practic, va pierde 1 săptămână, iar cel de-al doilea semestru va începe în data de 17 ianuarie și se va termina în 10 iunie. Deci, cele 2 săptămâni se recuperează printr-o săptămână din vacanța de iarnă și săptămâna altfel, care era în structura anului școlar în ordinul inițial. Pentru absolvenții de liceu din 2022, cursurile se vor încheia pe 27 mai. Aceștia se vor putea înscrie la bacalaureat între 23 și 27 mai, iar între 6 și 15 iunie vor fi susținute probele de competențe. Examenele scrise vor avea loc între 20 și 23 iunie, iar rezultatele inițiale vor fi publicate pe 27 iunie, zi în care, între orele 12 și 18, vor fi depuse contestații. Aceste contestații vor fi rezolvate între 28 și 30 iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 1 iulie. Pentru sesiunea de toamnă a bacalaureatului, înscrierile se pot face în perioada 18-25 iulie, iar probele scrise vor fi susținute între 16 și 19 august. Între 22 și 29 august vor fi probele de competențe, iar în 31 august se vor afișa rezultatele inițiale, iar contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12-18. Contestațiile vor fi rezolvate pe 1 și 2 septembrie, iar rezultatele finale se vor afișa pe 3 septembrie. Pentru absolvenții de clasa 8-a, cursurile se termină pe 3 iunie 2022. Aceștia se vor putea înscrie la evaluarea națională între 30 mai și 3 iunie, iar examenele scrise vor avea loc în perioada 14-17 iunie, iar rezultatele inițiale vor fi afișate în 23 iunie. Pe 23 iunie, între orele 16 și 19 și pe 24 iunie, între orele 8 și 12, se pot depune contestații, iar acestea vor fi rezolvate până pe 29 iunie. Rezultatele finale la evaluarea națională 2022 vor fi publicate pe 30 iunie.